Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Haideți să aflăm împreună care sunt cele mai puternice icoane făcătoare de minuni din județul Argeș. Învăluite uneori în legendă, dar întotdeauna privite cu pietate, icoanele făcătoare de minuni au atras fără încetare pașii pelerinilor. Argeșul se află în fruntea județelor, ale cărui biserici dețin astfel de icoane 5 la număr. Cea mai aducătoare de credincioși este icoana Maicii Domnului, de la mănăstirea Nămăiești, fiind și singura din județ recunoscută oficial de către Biserica Ortodoxă Română ca fiind făcătoare de minuni. Și celelalte patru icoane purtătoare de har sunt toate cunoscute sub același nume, icoana Maicii Domnului, și se află la mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, la mănăstirea Cotmeana, la mănăstirea Glavacioc și la Biserica Sfânta Treime din Pitești. Icoana Maicii Domnului, mănăstirea Nămăiești, județul Argeș. Icoana Maicii Domnului din mănăstirea Nămăiești este una dintre cele mai renumite icoane cu Maica Domnului din țară, fiind totodată legată și de întemeierea mănăstirii în care ea sălășluiește, mănăstirea Nămăiești, o mănăstire ortodoxă din județul Argeș, aflată la mică distanță de Câmpul Lung înspre nord-vest. Data exactă în legătură cu întemeierea mănăstirii și a bisericii săpată în piatră nu se cunosc. Biserica mănăstirii e săpată în piatră în stânca muntelui. Documentele istorice în legătură cu satul Nămăiești și cu mănăstirea Nămăiești atestează anii 1503-1547 în hrisoavele domnitorilor Radu cel Mare și Mircea Ciobanul. Despre icoana Maicii Domnului de la Nămăiești, păstrată în biserica din peșteră, se spune că ar fi chiar una dintre cele 12 astfel de icoane pictate de Sfântul Apostol Luca, ea fiind adusă aici de Sfântul Apostol Andrei. Alții însă spun că e numai o copie după una din cele 12 icoane. Potrivit legendelor locului, trei ciobani au ajuns cu oile pe stânca în care se află azi mănăstirea. Înoptând în aceste locuri, toți trei au avut același vis. În dangă de clopot, fiecăruia dintre ei, i s-a arătat un înger care i-a spus că în acea stâncă se află o icoană zugrăvită după chipul adevărat al Maicii Domnului. A doua zi de dimineață, trezindu-se, ei și-au spus unul altuia visul avut, s-au înfricoșat și au hotărât să se mute pe un versant alăturat. Visul s-a repetat în noaptea următoare, iar în a treia noapte li s-a arătat chiar Maica Domnului, care i-a dus la o stâncă anume și le-a arătat intrarea în grotă, spunându-le să facă un locaș de închinare, acolo unde vor găsi icoana. Hramurile alese de ei au fost intrarea în Biserica Maicii Domnului și izvorul tămăduirii. Se crede că tot atunci le-a spus Maica Domnului că numărul viețuitorilor din mănăstirea ce se va întemeia aici să fie întotdeauna 33, după anii trăiți de Mântuitorul nostru pe pământ. E posibil ca icoana din peștera de la Nămăiești să fie una dintre cele mai vechi din toată creștinătatea. Se crede că ea este una dintre cele 12 icoane pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, la dorința Maicii Domnului, care le-a dat mai apoi celor 12 apostoli ce urmau să plece la propovăduirea Evangheliei. Pe aceste locuri, icoana a fost adusă de Sfântul Apostol Andrei, care a propovăduit în Dobrogea și a plecat apoi spre Dacia Superioară, făcând popas lângă un templu păgânesc închinat zeului Zamolxes. Apostolul Andrei, care crezuse că în grotă trăiește un slujitor al zeului pe care îl va încreștina, nu găsește pe nimeni în grotă și s-ar fi adresat celor cu care călătorea: Nemoes, nu este nimeni. De unde și numele de Nămăiești? Apostolul Andrei a coborât în grotă și a lăsat icoana în partea de nord, aproximativ pe același loc în care se află acum în biserica mănăstirii. Altă tradiție mărturisește despre un singur cioban care, păscându-și oile prin aceste locuri și ajungând la stânga în care a fost mai apoi săpată biserica, a făcut un popas la poalele muntelui la marginea pădurii, pe această piatră mare, rămânând cu oile aici peste noapte. Ciobanului s-a arătat în vis Maica Domnului, care i-a spus: scoală-te, sapă sub tine și vei găsi o icoană într-o bisericuță de piatră. Aici vei face tu biserica în cinstea și slava intrării în biserica Sfintei Fecioare Maria, izvor de viață și de tămăduire. Trezindu-se din acest vis, ciobanul început să sape cu râvnă și după 3 zile și 3 nopți se duce o bisericuță de piatră în formă de peșteră cu icoane și odoare bisericești. Legenda spune că icoana visată de cioban este chiar aceea care se află în biserica noastră, în partea stângă, și despre care se spune că este făcătoare de minuni. Această icoană o reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe. Pictura a fost deteriorată de vreme. În anul 1798, icoana a fost ferecată în argint de către Enache Postelnicul, iar în anul 1913
soția unui general din armata română, a pus să-i se facă o ramă de argint. Azi, icoana e renumită pentru ajutorul dat femeilor care se roagă înaintea ei cu nădejdea de a putea avea copii, cât și pentru vindecări ale unor afecțiuni grave și alte necazuri. De atunci, Maica Domnului a săvârșit multe minuni cu cei ce veneau să se închine la icoana ei. Icoana Maicii Domnului, Mănăstirea Trivale, județul Argeș. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea din Trivale e recunoscută ca fiind vindecătoare de suferințe trupești și sufletești, întăritoare în credință și apărătoare de duhuri rele. Hramul Mănăstirii Trivale, situată în strada cu același nume din Pitești, județul Argeș, este Sfânta Treime. Aceasta este o mănăstire de călugări. Despre icoană se știe că a fost pictată pe la începutul secolului XIX, dar nu se cunoaște autorul. Se povestește că ea a fost descoperită prin anul 1930, când în vis, părintelui paroh Dumitru Georgian i-a apărut Maica Domnului, care i-a spus acestuia unde se află Sfânta Icoană, și anume în podul unei biserici. Imediat după acest vis, părintele a luat-o și a așezat-o la loc de cinste în biserica Mănăstirii Trivale, unde o găsim și azi. Din acel moment, icoana a fost restaurată pentru restaurare, folosindu-se inclusiv argint. Există o legendă despre această mănăstire, care spune că denumirea a fost aleasă nu întâmplător, ci după numele locului unde a fost ridicată, respectiv, la confluența trei văi, Trivale. Mănăstirea a fost reclădită din piatră de către domnitorul Matei Basarab între anii 1632 și 1654. Ulterior a fost refăcută din piatră și cărămidă sub atenta observație și coordonare a mitropolitului Varlaam. În anul 1731, mănăstirea a fost pictată de către Ioasaf Grecul. Icoana chiar face minuni pentru cei care au credință și se roagă din suflet. Ruga lor fierbinte e auzită și îndeplinită. Rugăciunea la icoanele făcătoare de minuni funcționează pe baza legii atracției, având la bază cei trei piloni: cere, crede, primește. Și dorința este îndeplinită. Icoana de la Cetățuia a scos demonii dintr-o femeie. Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă se află cocoțată pe un pisc muntos departe de lumea dezlănțuită în comuna Cetățeni. Mănăstirea e renumită atât pentru icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, cât și pentru izvorul vindecător, care curge în altarul bisericii doar câteva luni pe an, de la izvorul tămăduirii la adormirea Maicii Domnului. Efortul depus de credincioșii ce se încumetă să urce cei 800 de metri până la mănăstirea situată în vârf de munte e răsplătit din plin. Călugării de aici susțin că majoritatea vin să se roage, în special pentru alungarea vrăjilor. Cel mai cunoscut caz a fost cel al unei femei posedate de diavol, care a fost adusă de la Buzău în urmă cu 2 ani. Femeia fusese de-a face cu o vrăjitoare și de aici porniseră toate necazurile. I s-a făcut o slujbă și a fost unsă cu mir sfânt. Apoi, i s-a dat să bea din apa tămăduitoare și a fost stropită cu aceasta. Ca prin minune, femeia a plecat de la mănăstire pe propriile picioare, asta după ce la început fusese cărată pe brațe de familie. Icoana făcătoare de minune a vindecat de boli numeroși credincioși care i s-au rugat de-a lungul timpului. La icoana de la Glava Cioc s-a rugat și Vlad Țepeș. Mănăstirea Glava Cioc se află în comuna Ștefan cel Mare, fiind singura din sudul județului. Începuturile mănăstirii sunt învelite în neguri de legendă. Se spune că pe locul unde e construită mănăstirea Glava Cioc, în timpul lui Mircea cel Bătrân, cineva a găsit icoana făcătoare de minuni ce poartă chipul Fecioarei Maria. Atunci voievodul a decis construirea acestui lăcaș sfânt. La icoana cu chipul Maicii Domnului s-a rugat chiar și Vlad Țepeș înaintea multor bătălii. Călugări sunt cei care au dorit-o la mănăstirea Curtea de Argeș, așa că au mutat-o în cetatea basarabilor. A doua zi de dimineață, icoana dispăruse de la Curtea de Argeș și în mod miraculos se afla din nou la locul ei de la mănăstirea Glava Cioc. Icoana Maicii Domnului de pe Scoroboaia a fost găsită în podul bisericii. Cunoscută printre piteșteni drept Schitul Beștelei după numele familiei care l-a construit, biserica de pe strada Scoroboaia din Pitești a fost ridicată pe locul unui vechi cimitir care se întindea până pe actuala stradă a Egalității. În 1925, Schitul Beștelei a devenit biserică parohială, primul preot paroh fiind Georgian Dumitru. De altfel, se spune că într-o noapte Dumitru a visat-o pe Maica Domnului, care i-a spus că în podul bisericii se află o icoană foarte veche ce rămăsese aruncată acolo după numeroasele intervenții de construcție asupra edificiului. Preotul a luat icoana cu chipul Maicii Domnului din podul bisericii, a îmbrăcat-o în argint
și apoi a pus-o la loc de cinste în incinta bisericii. Icoana are în jur de 200 de ani, iar credincioșii se roagă la ea pentru sănătate. E recunoscută ca loc de rugăciune pentru persoanele singure care vin să se roage pentru a-și găsi perechea potrivită. Credincioșii vin la Codmeana de la sute de kilometri. Mănăstirea Codmeana din Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului probează, dacă mai e nevoie, că peste toate încercările veacurilor, moaștele martirilor așezate în piciorul Sfintei Mese altarului rodesc credință neînvinsă, veșnicie și lumină. Altfel, cum poate fi înțeleasă minunea că după mai bine de o jumătate de secol de pustiire, Codmeana s-a ridicat din cenușa uitării, viguroasă, vie și biruitoare, arătându-se ca să se poată ajuta cel ce nu știe de cel ce știe și cele din întuneric să iasă la lumină, cum grăiește stolnicul Constantin Cantacuzino în istoria țării românești dintr-un început. La Codmeana totul respiră și îmbie la acest ospăț al sufletului, căci deși tac zidurile sfinții din frescă verdele tăiului secular smerenia monahilor aerul, pădurea și pasul omului care încearcă liniștea rodesc rugăciune. O adâncă pogorâre în sine, acolo unde se zămislește zborul înălțare. Mulți credincioși merg să se roage de Sfânta Maria la icoana Maicii Domnului cu 7 săgeți de la mănăstirea Codmeana din județul Argeș. Icoana Maicii Domnului cu 7 săgeți e adăpostită de biserica veche a mănăstirii, ctitorită de Mircea cel Bătrân și restaurată de Constantin Brâncoveanu. Credincioșii vin de la sute de kilometri distanță să caute alinare și să scape de probleme. Ea e sărbată în fiecare an în Duminica tuturor Sfinților, precum și la sărbătoarea Întâmpinării Domnului, pe 2 februarie, dar și în ziua dinaintea ajunului sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 13 august. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!